Arta este cea mai veche formă de exprimare umană. Până ca limbajul articulat să existe, până ca alfabetul să fie măcar o idee, strămoșii noștri ne-au lăsat mesaje despre viața lor de mii de ani. Tocmai de aceea, o imagine spune mai mult decât 1000 de cuvinte. Acest lucru l-a înțeles mai mult decât o vom face noi vreodată un tânăr din Certeze. La 7 ani a suferit un accident care i-a provocat o afecțiune psihologică rară. Nu mai este capabil să înțeleagă literele și cuvintele, dar prin picturile lui reușește să creeze universuri întregi pe care nicio înșiruire de cuvinte nu le-ar putea surprinde vreodată. If I were a painter, I would paint my reverie. If that's the only way for you to be with me. Imaginați-vă un peisaj de vis, cadrul natural în care v-ați simțit rupt de această lume și purtat undeva departe. Doar că atunci când ați vrea să așterneți pe o foaie minunea care v-a invadat ochii, nu ați putea. Cuvintele nu vor să iasă, sunt sterile, nu le înțelegeți rostul. And I'm dreaming of a place. E un exercițiu de imaginație imposibil pentru noi, cei care suntem obișnuiți să tușăm în cuvinte fiecare lucru pe care îl trăim. Nu și pentru Vasile Marina din Certeze. Veți spune că este pictor și asta e meseria lui și nu ați greși. Dar, ca să înțelegeți de ce oșanul se exprimă prin pictură, trebuie să-i știți povestea. Când avea doar 7 ani, Vasile a fost victima unui accident rutier. A avut un accident de mașină în 2001, chiar pe 20 mai, și el de atunci a trecut, cum să zic, ceva inconștient, cam o oră jumate, 2 ore aproximativ, și de atunci el cel mai mult a pictat icone. Stând foarte mult timp în casă, închis, ce să fac, altceva n-aveam de făcut decât de desenat. Și eu așa am început să desenez. La scurt timp, școala a devenit un chin. Vasile nu mai putea învăța, nu ca ceilalți copii. Accidentul i-a provocat o afecțiune psihologică rară. Cam din clasa a doua, în loc să facă temele, el a făcut mai mult numai pictură. Nu pentru că nu voia, ci nu putea. Abia mai târziu, părinții și profesorii au înțeles natura afecțiunii. Vasile nu mai putea înțelege rostul și sensul literelor și al cuvintelor. Într-o societate dependentă de comunicare, părea un caz pierdut. A reușit să termine 8 clase și apoi a urmat cursurile unei școli de artă și a găsit refugiul și salvarea în pictură. Merg undeva la iarbă verde și văd un copac bătrân și, nu știu, simt nevoia să-l fac și, nu știu, ceva bate în mine și, măi, trebuie să faci aia neapărat. Am fost împins de spate de niște profesori, de niște oameni de cultură în expoziție. Mie mi-era rușine, zic, măi, eu să expun, zic, cine o să se uite la un pictor oșan? Apoi și-a dat seama că, dincolo de nesiguranța lui, a găsit apreciere și recunoaștere. E adevărat, mai are mult de lucrat, dar fiecare tablou finalizat este un pas înainte și o altă metodă originală de exprimare. E un trandafir foarte mare, zic eu, dar eu m-am gândit să-l fac să reprezinte primăvara. E un trandafir violet, unde doarme o zână a primăverii. Fiecare pictură încerc să o fac și să-i creez o poveste. Tocmai de-aia am ajuns să fac această zână cu acest trandafir. M-am gândit eu să fac o colecție, o întreagă colecție, că m-a inspirat foarte mult. Deși este cunoscut drept Picasso din Certeze, știe că este departe de desăvârșire artistică. De aceea studiază. Cum poate? Privind cu nesați lucrările artiștilor consacrați. Ce stil de pictură te caracterizează? Cel mai mult m-am inspirat și așa am și început. Studiam foarte mult pe Leonardo da Vinci, după aia pe Picasso, după aia tot așa, El Greco m-a inspirat foarte mult. Și așa încet, încet am ajuns la pictorii, mari pictori a Italiei. Când nu pictează pentru el, înfrumusețează viețile celor din jur și casele lor. Ce reprezintă acest portret?
Băiatul cu nepoțica. Cum a venit ideea să faceți peisaje pictate în casă? Cu ideea băiatului. Băiatul unde este? La Paris. Sunteți încântat de munca pictorului nostru? Da, foarte, foarte. Foarte frumos lucră. Nu știe să scrie literele, dar le înțelege, le simte și le pictează. Pentru observator special, Picasso de certeze.